Stinga. Bebe stinga! Nu! Ai dat peste ăștia! Gata, 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 gata! Vezi că Jessie ți-a lovit mașina. Salut, eu sunt Teo și astăzi această minunăție de femeie va conduce pentru prima dată. Bine, aparent ea știe să conducă, ea n-are nevoie de ore de școală, n-are nevoie să o învăț eu. Unde n-ai zis asta, mă? Nu am zis asta, am zis că am mai condus în trecut, dar ți-am spus că acum nu mai țin minte așa prea bine. Da, ce să zici și tu acum pe cameră? Bun, și astăzi o să conduci mașina mea. Hai că mașina mea o să conduci. Ha! Astăzi o să conduc și am condus și eu prima dată mașina pe care am învățat și eu să conduc. Ce zici de ea? Bea aștept, bebe, să o conduc. De unde? Băi, eu nu înțeleg când a devenit strada asta atât de populată. Cum vreau și eu să filmez 15 miliarde de mașini vin pe lângă mine, până mine, până spate, până față, unele zboară. Să facem și o scurtă prezentare a mașinii. De ce un Volkswagen Polo din 2002 a început ploaia? Că... De ce, Doamne, când filmez și o să înceapă ploaia? Deci, un Volkswagen Polo 2002, bebe, tu în ce an ești născută? 2001. Mai are puțin mașina și se deșiră. Nu, glumesc, e o mașină foarte bună, mi-am făcut treaba cu ea și îi mulțumesc pentru asta. Nu ocup că e jegoasă, e mai jegoasă decât mașina mea. Hai să mergem în poligon să învățăm să conducă. Eu zic că învăț pe Chesi să conducă, dar eu e mașina să conduc de-astea manuale, mâncați și... Ha, că mai știu. Băi, gata, hai că am ajuns, am pus mașina aici, acum schimbăm locurile, iubire, ești pregătită? Nu, plouă. Băi, înainte să începem, nu uitați să dați un like dacă vă place și să vă abonați la canal, să ne strângem și noi 300 de mii cât mai repede, frate, dacă asta, dacă vreți, dacă nu, las mașina aici și plec acasă. Băi, hai că iubita mea a venit cu o idee foarte bună să pun camera aici, nu știu de ce o țineam eu acolo. Și acum, bebe, trebuie să dăm, stai că mi-ai pus toate astea. Iubita mea, acum bagi în R ăsta, în maș, niciodată n-aș cum să zic. Marșalier. Da. Marșalier. Da, nu? Așa e? A, și jet alier e ăla în față. Haide, bagi piciorul pe ambreiaj, urci ușor ambreiajul și apeși accelerația. De ce piciorul tău stă aici? Cum adică? Ce am zis? Apeși încet accelerația, ca și până acum, este aceeași plecare. Dar nu știu, hai. Trebuie să fac. Este foarte bine așa, așa trebuia să faci, să ne moară motorul. Trebuie să apeși pe accelerația aia mai tare un pic, uite. Dar nu mai lua piciorul tare. Bebe, să mor eu. Gata, oprești. Bebe, frân. Da, ce ai făcut? Aaa, hai că necat tot. Bebe, pui capcane aici. Ba, să oprește, ba, nu deci... Eu am crezut că doar vreau să frânez puțin, nu de tot. Și n-am mai apăsat de ambreiaj. Dar m-a apăsat până la capăt, gen frână. Da, dar după aia, când ai văzut că ne ducem, Doamne, iartă-mă. De ce n-ai oprit mașina? Păi am încercat! Dar n-a vrut! Acum bagi în a întâia ca să ajungem acolo. Și acum ușurel. Bravo, iubita, și acum ia stânga acum. Maxim stânga. Bebe, apasă ambreiajul ăla! Nu pot! Și cum te aștept tu să parchez eu aici? Dacă iei maxim stânga acum de volan, tu, da, ia stânga! Nu pot, e ăla în fața mea. Ce, mă, iubire, bordura? Bordura. Bebe, nu o atingi, puiul meu. Uite tocmai unde e bordura, nu se vede. Iei piciorul de pe el ușor. Dar ușor. Nu pot. Trebuie să poți ușor. Bebe, mă jur că așa luăm. Așa. Și accelerația? Așa. Cum așa? Că altfel nu murea motorul. Iar a murit? Nu, din nou a murit. Deci vezi, dacă am încăput până la urmă, dar vezi că, vezi în stânga cum ești, că mie că intrăm în buruienele alea. Bebe, mă jur că apăs încet, mă iubire, jur. Nu pot. S-a dus și mașina lui mama.
ți-am zis că ești prea aproape de stânga. Și am făcut dreapta de volan, de ce nu-mi zici? Tu nu-mi zici nimic. Păi ți-am spus să te uiți în stânga. Nu mi-ai zis. Vezi în stânga cum ești, că mie că intrăm în buruienele alea. Mi-ai spus, da, dar după aia nu mi-a adus aminte. Bă, voi vedeți, băieți, că n-ai cum să o dai cu fetele, că mereu au ele dreptate, că mereu modifică situația din cauza căreia sunt ele supărate. Mai ușor, 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 bebe. Tu trebuie să înveți să mergi și ușor. Păi nu pot. Unde merg acum? Acasă. Bebe, îndreaptă volanul, că intrăm în bordură. Acum, iei dreapta aici. Iubito, acum trebuie să înveți să mergi încet. Deci tu dacă te pun să mergi un centimetru și te oprești, tu nu poți, că tu te-ai dus un kilometru. Iar am ajuns cu călcâiul pe ambreiaj. Păi tu cum faci, mă? Patinezi pe ambreiajul ăla? Nu forța nu volanul. Forțez. Îl forțai, că se auzea. Așa. Ușor accelerația, tu ambreiajul lucrezi. Dă-i, dă-i, dă-i că merge. Dă-i. Mai dau? Da, dă-i. Și când trebuie să pun a doua? După ce pleci de pe loc, acum ar fi trebuit să ai. Da, nu acum am viraj, stai. Fă stânga aici. Stânga. Bebe, stânga! Oh. Nu! Mamă, mâncați aici. Iubire, tu trebuie să ții și pe unde frâna e? Unde aia. E? Ai băgat a doua? Da. Bravo, iubirea mea. Da, vezi că ai învățat? Uh-huh. Dar în oglinzi te uiți și tu, nu? Ea n-are nicio treabă cu oglinzile. Hai că stai ca noi, cred. Era să intre el în noi. Când trebuie să mai schimb viteza? Păi nu mai schimb. Viteza trebuie să schimb când ai viteză mai mare. Tu în momentan nu ai voie să bagi viteză mai bine, mare. Bine, unde mă duc? Și acum avem mare rută. Pregătită, iubita mea? Nu, cum? Hai, hai să încercăm? Da. Dar vezi, dacă e să intri într-un, pui tu frână. Nu merge în el. Prin dreapta. Nu mai pot să mă ajut. Gata, a mers arunul. Și acum ia și pe ăsta. Bravo, iubire. Hai că l-ai făcut păsărit așa, dar l-ai făcut. Ce faci? Ce-ai făcut? O pun aici. Ia uitați-o pe a mea cum vrea să bage mașina. Ești nebun, vrea să facă laterală, mă. Fii atentă, te duci fix în fața locului, gen. Deci nu înțeleg, câteodată îmi iese, câteodată nu îmi iese. Nu mai înțeleg nimic. Stai că vreau mai în față. Păi mai în față? Bă, uitați cum are genunchi. Așa, așa, bravo și stop. Bravo, iubirea mea. Și acum, iei maxim dreapta. Și dă-i, băgă în mașalier să mergem și noi cu spatele. Max hidrata de volan și dăm cu spatele, da? Haide, noi încercăm să o băgăm acolo, haide. Îndreaptă volanul și du-te drept. Și acum cu stop, maxim stânga și dă-i cu spatele. Haide, dă-i. Stop. Ia vedeți, mă, ești nebun la cap. Te deși tu, bebe, ți-am urât motorul, nu? Parchez mai bine decât Dima. Și decât mama parchez mai bine, fără nicio caterincă. Deci... Dar vreau și eu o parcare cu fața, gen. Adică o parcare de asta laterală, să o bagi? Păi și aici poți. Trebuie să iei, să o duci în spate și să o duci cu fața, așa. Ok. Te las singură, te vedem. A few moments later. Ce ai făcut? Ce-am făcut? Ai dat peste ăștia! Dă-i mai în față! Doamne, fiți când n-am filmat, când am oprit filmarea, ia dă-n ăștia! Ce-ai făcut? Bebe, maxim stânga, puiule, ai mutat volanul? Bebe, ai ciocănit mașina lui mama! Gata, 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 gata! Deci tu cu frâna ești iertat. One eternity later. Știi ce ai de făcut, nu? Ca să o bagi aici. Știi? Haide. Ah. Ce ai făcut? Am pusat cu maneta de la scaun și m-am dus prea spate și n-am mai ajuns la pedală.
Să mă omoare și nu altceva. Bebe, Maxim dreapta, după aia o duci până aici, Maxim stânga. Ai zis că nu știi. Mai nu mai vrei? Hai să sunăm pe mama, să zicem că ai lovit mașina. Da, alo, ce faci, mami? Bine, tu ce faci? Bine, vezi că ce zima ți-a lovit mașina. Ai, mami, nu cred. Pă bune, a dat peste niște... cum se numesc? Cauciucuri de-alea, când parca. Și s-a zgâria, s-a făcut varză. Asta-i. Glumesc, mă, n-a pățit nimic mașina, dar chiar a dat peste niște cauciucuri și am râs rău de tot. Bă, da, pe mine mă omoară, mă, că ea crede orice să mor eu. Deci, mă, crede orice. Tine, că n-o păcălui. Băi, bineînțeles că ăsta a fost și vlogul, sper că v-a plăcut, sper că v-a o să-mi zâmbe pe buze și sigur v-a auzit că doar de câte ori am murit motorul. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut, să vă abonați la canal și să ne dați un follow pe Instagram acolo, să ne strângem și acolo 200 de mii, că am luat-o în față YouTube-ul și a lăsat Instagram-ul ăla în spate de tot. Nu uitați să lăsați un comentariu și dacă vreți să distribuiți pe story, știți că vă răspund tuturor cu tag acolo Teo10. Eu am fost Teo, ea a fost iubita mea Cesima și până data viitoare să rămâneți tot cu zâmbetul pe buze și la fel de fericiți, v-am pupat, pa, pa!